Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, a participat la ședința de lucru organizată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin cu asistenții maternali profesioniști din județ. Noutățile legislative, drepturile și obligațiile acestora au făcut obiectivul prezentărilor susținute de conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin. Despre importanța activității asistentului maternal a vorbit președintele Romeo Dunca, care și-a exprimat deschiderea pentru dialog și pentru a găsi soluții la problemele cu care aceștia se confruntă. A fi asistent maternal profesionist nu este ușor, presupune responsabilitate și multă dăruire. Am o percepție mult mai exactă după această întâlnire de lucru cu privire la provocările pe care le întâmpină asistenții maternali profesioniști. Constrângerile sunt mai mult de natură legislativă, am luat act de ele și încercăm să ajutăm, a declarat Romeo Dunca.